Primăria a scos deja la licitație un prim pachet de restaurare a monumentului istoric. Potrivit autorităților locale, Ministerul Culturii și-a dat acceptul și, pe baza unui proiect cu finanțare națională pe programul de restaurare, mormântul Ecaterinei Teodoroiu ar putea fi reabilitat. Primăria a scos la licitație acest pachet de proiectare a intervenției asupra mausoleului. Prima etapă, etapa Dalí, a fost finalizată. S-a obținut pentru prima etapă a proiectului de restaurare și avizul Ministerului Culturii. Suntem informați de către echipa care lucrează la acest proiect. Urmează să execute etapa a doua, proiectul tehnic în detaliu, și urmează, imediat ce ajunge fizic avizul la Primăria Municipiului Târgu Jiu, să depunem pentru finanțare pentru finanțarea acestei intervenții în programul național de restaurare, un program al Ministerului Culturii și al Institutului Național al Patrimoniului. Lucrarea este una amplă care necesită refacerea criptei în care zac osemintele eroinei de la Jiu. De 10 milioane de lei au nevoie autoritățile pentru a restaura monumentul aflat în stare de degradare. Este o intervenție care se face până la mormântul Ecaterinei Teodoroiu, deci se desface întreg mausoleul. Da? Și plus biocidare, intervenție asupra anumitor componente de pe plăcile respective, este undeva, deci valoarea estimativă este undeva la 10 miliarde lei vechi, cu tot cu TVA. Trebuie refăcută întreaga criptă a mausoleului din interior, de structura de rezistență și foarte important lucru la care am ținut noi, cei din Primăria Municipiului Târgu Jiu, va fi refăcută crucea Pate, se numește, era crucea în față, spre biserică, realizată de Milița Petrașcu și care a dispărut în perioada comunistă de la mausoleu. Nu știm programul național de restaurare cât va dura, când se vor primi banii. Și atunci propun ca să avem și pe lista de investiții și atunci când, dacă avem și pe lista de investiții banii prevăzuți. Proiectul tehnic va fi gata la începutul anului viitor. Când permite vremea, putem ataca lucrarea respectivă. De-a lungul anilor, autoritățile nu au mișcat un deget pentru a reabilita monumentul din piața publică, în fața căruia rostesc periodic discursuri plictisitoare cu ocazia marcării diferitelor evenimente. Coroanele de flori depuse pe mormânt în cinste eroilor neamului Pălesc, la vederea găurilor formate în plăcile ce adăpostesc osemintele Ecaterinei Teodoroiu.